Atelierul Micii Arhitecți, ajuns la cea de-a șaptea ediție, a povestit la Șuștra, comuna Topolovățu Mare, în cadrul școlii de vară Alternativa de Vacanță. Coordonatorii evenimentului, conferențiar universitar doctor arhitect Cristina Maria Povian, cadru didactic al Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul UPT, Victoria Cocioată, director al Departamentului de Comunicare și Imagine al UPT și Simona Mariș, absolvent al Masterului de Mobilier și Amenajări Interioare din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism, împreună cu studenții voluntari de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, dar și cu alți voluntari care au dorit să sprijine evenimentul, i-au purtat pe elevii școlii gimnaziale din localitate într-o călătorie imaginară prin orașul Timișoara. Atelierul a fost organizat în colaborare cu Asociația Alternativ Ed din Lugoj, cu sprijinul școlii gimnaziale și al primăriei Topolovățu Mare, precum și al numeroșilor susținători persoane fizice, care le-au asigurat celor mici pizza, sucuri și pachete cadou. Evenimentul a reunit 37 de elevi, de la grădiniță și până la clasa 8-a, din localitatea Șuștra, comuna Topolovățu Mare. Tematica de anul acesta a atelierului Micii Arhitecți a fost arhitectura în orașul meu. Studenții voluntari ai Facultății de Arhitectură și Urbanism a UPT le-au oferit copiilor prezentări despre arhitectura unora dintre cele mai frumoase clădiri din Timișoara, precum Opera. Ulterior, copiii au decorat și au realizat machetele clădirilor preferate din Timișoara. Toate machetele au fost premiate cu punguțe cadou care conțineau rechizite, dulciuri și cadouri de la UPT.